Bună ziua! Bună ziua! Avem privilegiul de a discuta astăzi cu doamna Laura Codruța Chioeși, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, în biroul care ne află. Mulțumim că ați acceptat să acordați un interviu pentru utilizatorii-juridice.ro. Ați fost numită procuror șef al DNA după un scurt stadiu la Bruxelles, ca și înalt reprezentant al Ministerului Justiției pentru relația cu Comisia Europeană și după două mandate de Procuror General al României. Cum a fost această perioadă de rambile? A fost, practic, o continuare a activității pe care am avut-o și în calitate de Procuror General, pentru că trebuie să spun că Procuror General am condus activitatea Direcției Naționale Anticorupției prin intermediul Procurorului Șef. Deci, practic, mi-am reluat vechile obiceiuri, dacă pot să spun așa. Sigur, într-o variantă mai simplificată, pentru că volumul de activitate aici, dintr-o anumită perspectivă, este mai mică față de cea pe care o aveam în calitatea de procuror general, dar este o activitate mult mai activă, dacă pot să spun așa. Colectivul de procurori, pe care mare parte dintre ei cunoșteam din funcția de procuror general, pot să spun că sunt o echipă de procurori profesioniști, bine pregătiți profesional, foarte activi și atunci, sigur că este foarte ușor să-ți desfășori activitatea atunci când ai un astfel de colectiv. Echipa managerială care s-a constituit după 15 mai, după data numirii mele în această funcție, este o echipă foarte bună. Adjunctul meu, domnul procuror șef Călin Nistor, este un bun profesionist. Facem o echipă bună împreună și cu domnul Marius Iacu. Și cred că din această perspectivă lucrurile merg într-o direcție bună. Semnalul de continuitate și de stabilitate pe care l-am dat atât cu ocazia interviului, dar și prin activitățile pe care le-am desfășurat în prima perioadă a mandatului, cred că au fost bine percepute în cadrul colectivului, iar rezultatele obținute în această perioadă dovedesc acest lucru. Procurorul șef este un fel de mână dreaptă a Procurorului General al României. Potrivit legii, acesta este un manager cu cele două componente importante, administrativă și de coordonare a activității profesionale. Practic, acesta nu instrumentează dosare. De unde percepția că procurorul șef al DNA dispune reținerea unui om sau altuia, că pune sechestru pe averea altuia? De unde această percepție în public? Da, există o diferență între percepție și realitate. Deci, într-adevăr, procurorul șef al DNA nu instrumentează dosare penale, nu dispune măsuri preventive, nu dispune măsura confiscării, ci potrivit legii, verifică legalitatea actelor și măsurilor dispuse de procurorii pe care îi are în subordine și are, într-adevăr, mai multe atribuții manageriale, organizatorice în ceea ce privește această activitate. Poate că această percepție pleacă dintr-o necunoaștere foarte bună a atribuțiilor procurorului șef. Din acest motiv, pe site-ul nostru se pot găsi foarte multe informații cu privire la activitatea procurorilor din DNA, competențele pe care aceștia le au, ce atribuții cad în sarcina procurorilor din DNA, procurorilor cu funcții de conducere. Cred că această percepție este influențată poate uneori și de o necomunicare foarte bună cu publicul, de aceea încercăm ca toate comunicatele de presă și toată informarea publică pe care o realizăm, să o realizăm într-un limbaj mai puțin tehnic. Știți că de foarte multe ori magistrații, în general, au tendința de a se exprima și de a scrie foarte tehnic, ori nu toți cetățenii sunt obișnuiți să se adreseze în acest fel și atunci poate este și vina noastră că nu știm să transmitem semnalul într-o măsură mult mai simplificată și mai puțin tehnică. Dar, din punct de vedere juridic, din punct de vedere al legilor speciale care ne ghidează activitatea, procurorul șef al DNA nu instrumentează dosare penale. Vorbeați adineaori de competențele procurorului DNA. Vreau să vă întreb, se poate vorbi de o modificare a competențelor aduse de ordonanța 40 în sensul reducerii competențelor DNA? Da, este o reducere a competenței Direcției Naționale Anticorupție în ceea ce privește faptele care au ca obiect infracțiune, înșelăciune și evaziune fiscală peste 1 milion de euro, cu prejudicii peste 1 milion de euro. Însă această modificare legislativă a fost propunerea Direcției Naționale Anticorupție
a fost agreată de Consiliul Superior al Magistraturii și însușită de Ministrul Justiției și a plecat de la niște necesități obiective. Adică activitatea Direcției Naționale Anticorupție era sufocată, dacă pot să spun așa, cu dosare care aveau acest obiect. Numărul de procurori care instrumentau aceste dosare era foarte redus. Și am să vă dau un exemplu. La secția a doua, un număr de aproximativ 12 procurori trebuiau să gestioneze aproape 2.000-2.500 de dosare. Sunt procurori care aveau în lucru și au în continuare în lucru peste 120 de dosare complexe, pentru că un dosar în care ai un prejudiciu de 1.000.000 de euro este un dosar complex. Poate nu întotdeauna investighezi o singură persoană, poate investighezi 15 sau 20 de persoane și atunci este foarte dificil ca în aceeași perioadă de timp să lucrezi în 120 de dosare. Polițiștii pe care acești procurori aveau la dispoziție, de asemenea, erau într-un număr redus, unul sau doi polițiști din Poliția Judiciară a Direcției Naționale Anticorupție care lucrau cu acești procurori. Și atunci s-a formulat această propunere, iar din punctul nostru de vedere este binevenită, pentru că în acest fel procurorii direcției se pot axa pe cauzele cu adevărat importante și pe cauzele care au legătură cu fapte de corupție. Că până la urmă scopul principal sau obiectivul principal al Direcției Naționale Anticorupție este să investigheze cauzele de corupție. De câte ori o infracțiune de înșelăciune sau de evaziune fiscală este în legătură cu fapte de corupție, aceste fapte vor fi investigate de Direcția Națională Anticorupție, chiar dacă această ordonanță a fost modificată, iar cauzele care aveau prejudicii peste 1.000.000 de euro nu mai intră în competența Direcției Naționale Anticorupție. Deci, indiferent de prejudiciu, dacă o astfel de infracțiune este în legătură cu fapte de corupție, ea va fi investigată de procurorii DNA. Vorbind de competența DNA, vreau să vă întreb cum stă DNA-ul la capitolul posturi vacante. Sunt posturi vacante de procurori? La preluarea mandatului, așa cum am prezentat și la interviu susținut în fața Consiliului Superior al Magistraturii, numărul de posturi vacante era undeva la un procent de 20%. Pot să spun că această vulnerabilitate s-a remediat între timp. Am delegat foarte mulți procurori în funcțiile vacante. Și, în special, ne-am orientat în recrutarea procurorilor pe care îi doream în Direcția Națională Anticorupție, printre procurorii care au lucrat pe acest segment de activitate, și anume pe procurorii din rețeaua de combatere a micii corupție, pe care am creat-o în calitate de procuror general. Sunt foarte mulți procurori din sistem care au lucrat pe fapte de corupție. Pe majoritatea dintre ei i-am sunat, le-am propus să vină la Direcția Națională Anticorupție și au acceptat. Mă bucură faptul că există foarte mulți procurori în sistem care doresc să vină la Direcția Națională Anticorupție. Momentan nu mai avem foarte multe funcții vacante, însă o să vedem cu ocazia organizării interviurilor de admitere la Direcția Națională Anticorupție, dacă toți acești procurori se vor prezenta. Este foarte bine că avem o sursă de recrutare a procurorilor pentru DNA, pentru că aici avem nevoie de procurori cu experiență în investigarea cauzelor de corupție, avem nevoie de procurori care au o vechime minimă de 6 ani și, în special, ne dorim procurori care sunt foarte buni profesioniști și care sunt și foarte activi în activitate. Vorbeați în proiectul de management susținut în fața plenului CSM de o analiză de risc de corupție a instituțiilor publice în fiecare județ, cu exemple pe Constanța și pe București. Iar rechizitorile nu reflectă această activitate infracțională acolo unde este prezentă. Cum s-ar putea face altfel? Am dispus tuturor procurorilor să facă astfel de analize. Am făcut și noi niște evaluări ale activității, în special pe anumite structuri teritoriale. Și am constatat că există servicii teritoriale care nu abordează toate domeniile în care sunt suspiciuni că sunt fapte de corupție. Spre exemplu, sunt foarte puține servicii teritoriale care se axează pe corupția din administrație. Am încercat să identificăm aceste cauze. De foarte multe ori colegii se plâng că nu au informații din zona respectivă, însă poți să te sesizezi din informații care apar în spațiul public, poți să te sesizezi din informații din presă
Ceea ce este îmbucurător este faptul că cetățenii au încredere în activitatea DNA și în foarte multe din aceste situații se prezintă la sediile noastre și doresc să facă denunțuri. Sunt foarte multe dosare penale care au plecat de la denunțuri formulate de cetățeni și acest lucru ne bucură. Încercăm ca prin evaluarea pe care am făcut-o și pe care am dispus-o și urmează să fie finalizată la sfârșitul acestei luni, să identificăm cauzele pentru care procurori din structurile teritoriale nu abordează, dacă vreți, puncte strategice în zonele în care se desfășoară activitatea. Intrarea în vigoare a noilor coduri penale și de procedură penală ar putea reprezenta o oportunitate de dezvoltare și îmbunătățire activității DNA-ului și mă refer la tehnicile speciale de supraveghere și de cercetare, spuneați noastră în proiect. Eu vin și vă întreb, cum stau procurorii cu pregătirea profesională? Stau foarte bine. În cadrul Direcției Naționale Anticorupției se fac forme de pregătire profesională. Încercăm să le organizăm atât la nivel central, cât și la nivelul structurilor teritoriale. Sunt convinsă că în momentul în care cele două coduri vor intra în vigoare, procurorii DNA vor fi foarte familiarizați cu noile instituții, vor fi familiarizați cu noile dispoziții și le vor putea aplica de îndată. Din perspectiva codului penal, pentru că aici avem o influență foarte mare a activității DNA dacă acest cod va intra în vigoare, în special în ceea ce privește termenele de prescripție. Pentru că acestea sunt reduse, o parte dintre dosarele pe care noi le avem în lucru sau o parte dintre dosarele care sunt pe rolul instanțelor de judecată vor fi în pericol de prescriere și atunci, la nivelul conducerii, am dispus măsuri pentru ca dosarele care sunt mai vechi de un an de la sesizare să fie soluționate cu celeritate, tocmai pentru a evita aceste situații de prescriere. În România de astăzi se rețin procurori și judecători de la cele mai înalte unități de parchet până la cele mai înalte instanțe, inclusiv în Alta Curte, pentru fapte de corupție. Eu am o dilemă și vreau să aflu părerea noastră. De ce cred aceștia, fie ei procurori, fie ei judecători, dacă săvârșesc fapte penale și de bună seamă că știu că ceea ce săvârșesc reprezintă infracțiuni, vor fi depistați? Acest lucru cred că trebuie să vi-l explice unul din acești procurori. Este totuși interesant pentru noi, dacă pot să zic așa, faptul că de foarte multe ori magistrați de aceeași unitate de parchet sau la aceeași unitate de instanță au fost prinși pentru fapte de corupție, deși cu o lună înainte sau cu două luni înainte colegi de-a lor au fost cercetați, au fost trimiși în judecată, au fost arestați exact pentru același gen de fapte. Ce este important este faptul că noi acordăm o atenție deosebită corupției în sistemul judiciar. Și, cel puțin de la preluarea mandatului, acest lucru a constituit o prioritate și va fi o prioritate. Exista oarecum, dacă vreți, un mit cu ghilimelele de rigoare că procurorii DNA investighează numai fapte de corupție în afara DNA-ului. Iată că la preluarea mandatului am avut informații că un procuror din DNA comite astfel de fapte, motiv pentru care s-a deschis dosar penal, a fost investigat, s-au dispus măsuri preventive, sigur, beneficiază de prezumția de nevinovăție, însă este o dovadă a faptului că investigăm pe toată lumea care comite sau care este suspectat că săvârșește fapte de corupție, fără privilegii, fără să avem probleme că este colegul nostru sau nu. Cred că investigarea unui astfel de dosar dovedește că procurorii din DNA sunt obiectivi în anchetele pe care le fac. Procurorul DNA nu este prezent în spațiul public în carne și oase, însă din presă, de la televizor, aflăm aproape în fiecare zi pe cine a chemat procurorii DNA la audieri, pe averea cui s-a pus măsura schetul asigurător, ce percheziție și unde au avut loc. Deci nu merge la televizor, nu dă interviuri și nu are cont de Facebook. Nu face nimic din toate astea, pentru că, în opinia mea, nu are timp. El lucrează. Este aproape mai puțin vizibil decât un judecător. Așa ar trebui să stai bună sau altfel? Da, din punct de vedere instituțional, cred că așa trebuie să stea lucrurile, iar comunicarea publică să se facă prin biroul de presă, așa cum se întâmplă
Și acum, ce pot să vă spun? Pot să vă spun că fiecare dimineață când vin la birou, la intrarea laterală este plin de presă. În fiecare dimineață. Nu există zi ca jurnaliștii să nu fie prezenți la Direcția Națională Anticorupție, pentru că știu că în fiecare zi se întâmplă ceva. Din acest punct de vedere, eu cred că activitatea noastră a fost reflectată obiectiv în marea majoritate a publicațiilor online, scrise, mă rog, mass media. Pentru noi este important să fim transparenți, este important să transmitem informația corect, să transmitem informația la timp, dar doar în acele situații în care se poate face acest lucru. Colegii procurori sunt taxați pe anchetele pe care le au, sunt taxați pe activitățile profesionale pe care le au, dar avem un birou de presă în care doi sau trei oameni se ocupă doar de comunicare publică. Cred că mediatizarea anchetelor pe care le facem, mediatizarea condamnărilor pe care le obținem, au dus foarte mult la creșterea încrederii în DNA. S-a făcut un studiu, chiar luna trecută, cu privire la încrederea pe care publicul are în DNA și pot să vă spun că din luna mai acestui an până în prezent, încrederea cetățenilor în activitatea DNA a crescut cu 5%. Și acesta este un lucru îmbucurător pentru noi, pentru că încrederea oamenilor în ceea ce face ne ajută să obținem denunțuri, ne ajută să obținem informații, înseamnă că ne desfășurăm treaba în mod corect și obiectiv. Sunt o serie de crime de care noi auzim fie din presă, așa cum spuneam, fie din comunicatele DNA-ului. Dosare importante, dosare care interesează, sunt dosarul referendumului. Ce ne puteți spune despre el? Da, urmărirea penală a fost finalizată, toată activitatea de strângere a probelor a fost încheiată. Procurorul de caz mi-a depus proiectul de soluție. Urmează ca potrivit legii să verific legalitatea soluției ce mi-a fost propusă, legalitatea actelor și măsurilor care au fost dispuse și în zilele următoare o să fac acest lucru. DNA a performat în mod constant, indiferent de ce au spus unii și alții. Și acest aspect a fost reflectat de altfel și în raportul Comisiei Europene din vara anului trecut, se spune chiar așa. Rezultatele DNA reprezintă unul dintre cele mai semnificative progrese înregistrate de România de la aderare. Eu vreau să vă întreb, cum ar fi arătat România fără DNA? Imaginați-vă, mă rog, haideți să ne uităm cum a arătat România în anii 2003-2004, înainte de înființarea DNA-ului, înainte de a se face astfel de anchete. Și aveți răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Așadar, DNA-ul nu face dosare doar într-o anumită direcție, așa cum în presă am citit, că DNA-ul se duce pe anumiți oameni, fie politici, fie alt mediu social, într-un spectru. Nu este adevărat și aș vrea să dărâm această percepție care există prin două argumente. În primul rând, noi investigăm fapte cu care suntem sesizați. Suntem sesizați de serviciile de informații, suntem sesizați de poliție, de cetățeni, de diverși petenți care ne fac, de alte instituții. Sigur că în momentul în care primim sesizări și suntem investiți cu cercetarea unor fapte de corupție, pentru că aceasta este competența DNA-ului în principal, noi suntem obligați să investigăm aceste fapte. Deci noi nu putem să controlăm dacă primim 10 sesizări privind 10 miniștri sau 10 sesizări privind 10 directori de companie. Noi, dacă primim acele sesizări, suntem obligați să le înregistrăm. Sigur că există și sesizări din oficiu. De foarte multe ori, aceste sesizări din oficiu au avut la bază informații care au apărut în presă, informații care au fost furnizate de diverse persoane care au venit și au denunțat fapte de corupție. Însă ceea ce este important este că Direcția Națională Anticorupție a investigat persoane din toate partidele, persoane care au deținut diverse funcții importante în statul român sau mai puțin importante, pentru că noi investigăm persoane în funcție de faptele pe care le cercetăm, nu în funcție de calitatea persoanelor, dacă aparține unui partid politic sau dacă are o anumită funcție. Sigur că, potrivit legii, dacă se comite o faptă de corupție de către o persoană care deține o anumită calitate, cum este cea de procuror, de judecător, de notar, de avocat, ne atrage în mod automat competența.
Și atunci, sigur că există această percepție greșită că noi investigăm doar anumite persoane. Dar pot să vă spun că în ultimii ani, cel puțin în ultimii 7 ani, pentru că eu cunosc activitatea Direcției Naționale Anticorupție foarte bine din ultimii 7 ani, au fost investigate persoane din toate partidele politice, persoane care au deținut toate funcțiile, deci nu doar anumite zone sau anumite partide. De asemenea, sunt domenii diverse. Au fost anchete în domeniul educației, în domeniul sănătății, în corupția în sistemul judiciar, până și în domeniul sportului. Nu că am avut acele anchete în care au fost diverse fapte de corupție comise în domeniul sportului. Deci DNA-ul se axează și vizează toate zonele în care se pot comite sau se comit fapte de corupție. Cunosc că prin intermediul internship-ului oferit de Societatea de Științe Juridice, absolvenților de drept din întreaga țară, tineri studenți care vor să devină procurori la DNA. Aveți o experiență imbatabilă. Vreau să vă întreb ce sfaturi le-ați dat și ce le-ați împărtășit din perspectiva acestei experiențe. Sunt foarte multe lucruri pe care le pot împărtăși colegilor care vin în sistem. Ce pot să le transmit? Le transmit să învețe, să reușească să fie admiși la Institutul Național de Magistratură, să-și facă stagiile care sunt necesare și după 6 ani așteptăm la DNA. Dar pot să le spun un singur lucru, că vor obține aceste rezultate sau vor ajunge în DNA doar dacă sunt buni profesioniști și dacă sunt foarte activi și curajoși. Pentru că acesta este modelul procurorului DNA. Procurorului DNA. Să fii profesionist, să fii curajos, să fii proactiv. Deținut. Rugăminte ultima la dumneavoastră. Un mesaj, vă rog, pentru utilizatorii juridice.ro. Da, ce să zic. Sunt unul dintre cei care citesc foarte mult acest site. Mă bucur că există foarte mulți utilizatori care își exprimă opiniile, chiar dacă de multe ori nu sunt de acord cu opiniile exprimate. Este important să le citim, pentru că din astfel de divergențe pot apărea soluții foarte bune pentru sistemul judiciar și pentru activitatea noastră. Însă, sincer, mi-aș dori să fie mult mai mulți utilizatori în domeniul dreptului penal, pentru că acesta este domeniul nostru de interes. Vă mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine astăzi. Mulțumesc și eu.